liber. Noi am venit cu niște cafele pregătite pentru petrecăreții de aseară. Răzvan Burlacu este prietenul nostru. Ne-a adus ce are el mai bun în prăvălie ca să devenim cunoscători, degustători profesioniști. Bună dimineața, Valentin, și ție. Mulțumim că ne ajuți. Răzvan, neața. Bună dimineața. Îmi place foarte bine cum ai făcut introducerea, cunoscători, pentru că asta este și scopul acestei prezentări. Uh-huh. L-am auzit pe specialistul nostru, Valentin, care este Head of Coffee la noi și în maniera aceasta noi încercăm să decriptăm profilul aromatic al cafelor. Dar partea interesantă este că am constatat că foarte mulți dintre clienții noștri, uh-huh, care își doresc să învețe mai mult despre cafea, au preluat acasă această metodă de a prepara cafea, o metodă foarte precisă. Uh-huh. Încercăm să evaluăm cafeaua folosind niște principii foarte simple, foarte la îndemâna tuturor. Uh-huh. Valentin, dacă îmi permiți, va începe această procedură. Spune-ne și ce face. În primul rând are cafeaua măcinată. Primul pas, dacă faci acasă, este important să începi să cunoști cafeaua după ce ai măcinat-o. Ai, uh-huh, un buchet de arome care se dezvoluie, apoi el are 12 grame peste care a turnat apă fierbinte la peste 95 de grade, uh-huh, în cantitate de 200 de mililitri. De ce a pornit un timer? A pornit un timer pentru că la aproximativ 4 minute, această crustă care se formează, uh-huh, este cafeaua măcinată care se ridică la suprafață datorită dioxidului de carbon pe care, uh-huh, boabele măcinate îl conțin, uh-huh, trebuie să fie îndepărtată, da, și de fapt vom mai preleva niște arome, uh-huh, iar ulterior vom avea o cafea clară, cum este aici, pe care o putem și degusta. Bucălaie, să vii pe partea asta așa, pe după puberul. În partea mea, ca să echilibrăm situația. Ce vrem să demonstrăm sau, de fapt, ce vrem să învățăm? Că asta este cuvântul potrivit. Vrem să folosim această roată aromelor, așa am denumit-o, care este construită într-un mod... Domnul Head of Coffee, Head of Gastrită, îmi pare bine. Gastrită este cafeaua pe care... De la tonomat, de la un leu. Ne întoarcem, deci? Deci avem o roată aromelor care ne ajută cumva să depășim acele întrebări inerente pe care le avem mereu de la clienții noștri. Așa. Cum reușești tu să-ți dai seama că această cafea are arome de zmeură? Te rog, ia, cum? Nu pot să mă duc direct în zmeură sau în trandafir, ci încerc prima oară să încadrez cafeaua într-un profil aromatic, mult mai simplu. Să vedem dacă e dulce, dacă e floral, dacă e fructat, exact, da? dacă e ciocolatiu. Sour un pic. Și dacă vreți, am începe, te rog, cu ceva ciocolatiu. Care e ciocolatia? Ar fi, dacă nu mă înșel, avem Costa Rica la Beha. Nu, am vrut să un reflex foarte bun și noi gustăm cu boabele. Micul cu baby polonicul? Da, cu baby polonicul. Și după aia. Da. Deci, ne pregătim să avem și un pahărel în care să scuipăm. Bine, dacă aveți poftă de cafea, puteți înghiți, dar noi dacă degustăm 10 cafele. De unde iau? Ce ai făcut? Stai, scuz. A făcut ceea ce se numește spraying, da? Da. Ce faceți la parfumerie? Mai fă o dată! După ce clătim, da, mai facem o dată. Din care ai luat? Ah, ok. Spraying faci din orice cafea, nu e o problemă. Da, da. Adică și asta ce faceți? O tragi tare printre dinți, okay, și cerci aromele... Să... Exact, pentru că dispersia particulelor de cafea ne va ajuta mai mult să înțelegem aromele cafelei. Bă, ești... Ideea este tragi tare. Nu, așa, cu din... Așa? Facem... O bagi un pic sub buza superioară. E o tehnică care se învață, clar. Da. Dar nu este absolut necesar să faceți asta. Puteți pur și simplu să sorbiți. Să sorbiți ca la ciorbică. Băi, stai mă, băi, nu așa mă, băi, stai mă, că tu o să mori și trebuie să pleci la power cup-ă. Deci așa... Eu m-am întors prima oară că am crezut că fluieră la mine, Răzvan. Spray, bun, ne întoarcem. Deci, ce trebuie să simțim? Deci, intrăm pe profilul ciocolatiu. Da. Și după ciocolatiu. Ce ne revenim, da, ne uităm la profilul ciocolatiu. Da. Avem nati cocoa, care se bifurcă, în primul rând, în două elemente. Dacă simțim că este mai mult nati, adică note de alune, de pădure, alune, da, nuci, sau, da, mai mult înspre cacao, da, deja mergem pe un drum care, la rândul lui, se bifurcă în acele arome pe care e nice să le descoperim. Deci dacă ai simțit că această cafea e mai mult nati, da, sau cacao? E mai mult cacao, aș merge. Mai mult alune, cacao. Nu știu ce înseamnă. Alune, adică, peanuts, da, da, alune, migdale. Așa mi-a vorbit. Dulce sau floral? Că, da, eu cred că acolo ceva floral, bineînțeles. Ne uităm aici. Nu, dar ce frumos că se bava. Vrea ceva tropical? Hai ceva foarte, foarte tropical. Uite, spală-ți în... Hai să ne revenim. Care e a ta?
În păhărelul de apă. Din asta ai gustat. Din aia am gustat. Așa, în păhărelul de apă îți speli, îți speli lingura. Lingurița. Speli lingura. Dar ce diferit miros și boabele ne... vaccinate între ele. aia apa de clătit. Bă, gata, scuze. Hai. Bun, deci avem tropical. Da. Doar sorbit. Doar sorbit. Fără... fără sprayere. Are aromă de ceai negru. Mi-am făcut un espresso. Are deja ai sărit etapele. E bună asta, îmi place. Și te-ai dus pe extremitatea roatei. Deci, ce-am face? Chiar are gust de ceai negru. Asta e mișto. Foarte interesant. Deci, dacă ai identificat că are gust de ceai negru, putem să căutăm ceaiul negru în aceste Uite, arome. La floral aici. Acolo. Black tea. Perfect. Băi, ești nebun. Bravo, mă. Înseamnă că putem spune că are un caracter floral, un profil floral. Îmi place, okay. E faină de tot asta. Adică poți să mergi invers. Deci dacă tu ai identificat o aromă și ești foarte specific, precis cu ea, apoi poți să înțelegi ce fel de profil este. Trebuie să tragem o concluzie, suntem la final, Răzvan. Da. Concluzia noastră este, noi așa facem evaluarea fiecărei cafele pentru că este foarte precis. Uh-huh. Dacă preparăm un espresso sau alte metode, vom avea niște parametri de inconstanță. Este o evaluare foarte precisă și cei care vor să înțeleagă un pic cafelele, pot face foarte ușor acasă. Procedeul este foarte simplu. Cele 4 minute. Exact. Crusta s-a decantat și după ce trec 12 minute, putem să încercăm să gustăm. Noi o să ne mutăm atenția spre zona de meteo și mai apoi vă spunem exact cum s-a desfășurat toată întâmplarea. Ne pare rău că nu. Ne pare rău, Răzvan, că ne-am anturat cu aceste personaje. Mie îmi place la oraș și foarte frumos la oraș. Valentin, îți mulțumim și ție pentru răbdare. Răzvan Burlacu este prietenul nostru. El ne învață la cafea. Ia lecții de la Aurică, cel mai mare am o sesiune barista acum. Pe care îl are echipa de la Neața.